La categoria 16 ani a triumfat echipa cartierului Mihai Viteazul învingătoare cu scorul de 6-0 în dauna echipei din Micro 14. La categoria 20 de ani s-a impus echipa cartierului Micro 14, care a câștigat cu 3-2 în fața formației din zona 0, Nicolae Bălcescu. După disputarea finalelor, clasamentul arată astfel. La categoria 16 ani, locul 1 Mihai Viteazul, locul 2 Micro 14, locul 3 Dorobanți 1 și locul 4 Școala numărul 15. La categoria 20 de ani, locul 1 Micro 14, locul 2 Nicolae Bălcescu, locul 3 Alea Sporturilor și locul 4 23 august. La finalul competiției au fost acordate și premiile individuale. Cel mai bun portar a fost desemnat Vlad Mirlă la categoria 16 ani și Andrei Radu la categoria 20 de ani. De asemenea au fost premiați și cei mai buni jucători de anul acesta, Marius Ungureanu la 16 ani și Bogdan Danciu la 20. Golgheterii competiției au fost Liviu Ungureanu la 16 ani și Andrei Câmpeanu la 20 de ani. Ungureanu Liviu, locul 1. Dăm și o minge, o minge din aia de-a noastră, așa. De-aia bună. De-aia bună. Bravo, bă! Bătrânule! Golgheter 20 de ani, și o minge. Tinerii competitori au fost răsplătiți cu diplome, cupe, mingii și echipament sportiv, dar mai ales cu aplauzele susținătorilor din tribune.